Bună Rac și bine ai venit la previziunile pentru trecerea dintre ani, mai exact pentru perioada 26 decembrie 2022 1 ianuarie 2023. Previziunile sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc și dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu mare drag în comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei, Raci, este o săptămână bună în relația cu ceilalți. Este o săptămână bună în relația cu persoanele din străinătate. Chiar este o săptămână în care poți să faci tot felul de înțelegeri cu persoanele din jurul tău. Chiar ai ocazia să îți planifici o călătorie. Asta e bine. Văd aici faptul că ai ocazia să cunoști pe cineva, însă atenție este foarte important pentru tine să. Să te deschizi în fața noutăților, da, să lași puțin trecutul ăla în urmă, dacă aștepți un răspuns legat de niște acte, acum este momentul tău, se rezolvă lucrurile. În egală măsură, în această perioadă, uh, ai ocazia să cunoști pe cineva, dar uh, este o persoană care te va ajuta să te echilibrezi. Da? rezolv ceva legat de relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Dacă vrei să ieși prin grupuri de oameni, ieși cu prietenii, mergi la un concert, mergi undeva anume, ești extraordinar de bine susținut. Ești bine văzut și așa cum am spus, ai foarte mari șanse să întâlnești pe cineva alături de care să ai o relație chiar de lungă durată. Însă ți-aș recomanda ca după 29 decembrie, când Mercuri intră în retrogradare să încerci să eviți tot felul de contracte, să eviți să semnezi chestii, dacă este neapărat, e nevoie să acorzi o foarte mare atenție detaliilor. Da? Asta e foarte important și poate chiar să cer părerea unui expert înainte să îți dai acordul. Sau dacă e vorba de o înțelegere pe care vrei să o faci, este ok, însă ți se cere la fel să mai întrebi și o persoană care este mult mai experimentată în, în situația respectivă. Spre sfârșit de săptămână, da, vezi că relațiile tale devin ceva mai tensionate. Însă, partea bună a lucrurilor este că se mai rezolvă niște probleme acolo legate de un șef, legate de o persoană cu autoritate. Adică deja începi să mai, să mai lași lucrurile să curgă și tot în această săptămână, atenție puțin în relația cu autoritățile sau dacă ești căsătorit sau dacă ai o persoană în jurul tău care este cu autoritatea asupra ta, Tatăl, spre exemplu, sau cineva din familie, vezi că acolo apar niște tensiuni da? pentru cei mai mulți dintre voi. Revelionul probabil te găsește înconjurat de mai mulți oameni și asta e de bine. Hai să vedem dragi raci, ce faceți, ce vă spun și arhanghelii. ce trebuie să știți. Bun, și avem prima carte, integrarea dumnezeiască, foarte frumos acest lucru. Numerele importante pentru tine 2 și 20. Foarte multe culori avem aici și anume roz, galben, mov, verde, Portocaliu albastru. Deci, poate-ți se cere să vezi viața ceva mai colorată în această săptămână, să trăiești din plin. Arhanghelul Sandalfon este cel care îți oferă un dar, un cadou, și îți transmite următorul mesaj: Te ajut, te impulsionezi și te ghidezi să faci pași siguri și rodnici pe calea spirituală. Îți ofer integrarea armonioasă în realitatea materială concretă, care este o reflexie a tainei realități divine. Ești foarte mult susținut în această săptămână pe tot ce ține de spiritualitate, pe tot ce ține de intuiție, și chiar ți-aș recomanda să te concentrezi foarte mult pe așa ceva. Bun, deci o săptămână colorată, o săptămână frumoasă în care e nevoie, așa cum am spus, să îți asculti foarte mult intuiția și să încerci ca lucrurile să le lași așa să curgă de la sine. Hai să vedem, dragii mei raci, ce trebuie să știți, ce vă spune și tarotul pentru următoarea săptămână, pentru trecerea dintre ani. Care sunt energiile? La baza pachetului pentru tine este 8 de spade, avem aici, care vorbește despre un blocaj. Blocajul vezi că este la nivel mental, în mare parte. Uite, îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, pentru unii poate discutăm de o problemă legată de o relație. Însă văd că este și o săptămână în care tu vei trăi foarte intens. Uh, o anumită experiență. Uite, e ceva legat de un suflet pereche. Poate ți-ai dori să fii lângă această persoană. Să vedem în continuare. Uh, prima carte, Marea Preoteasă, între tine și ceilalți, este clar aici faptul că niște secrete se ascund între voi. Marea Preoteasă vorbește și despre faptul că cineva din viața ta poate Îți ascunde ceva, însă văd aici o conexiune telepatică foarte, foarte puternică cu cineva anume. O întâlnire pe ascuns sau niște mesaje pe de ascuns care sunt în mintea ta, cavalerul de monede, foarte frumos. Această carte vorbește despre o persoană care se mișcă încet și sigur. În plan profesional, poți să rezolvi niște probleme, însă este nevoie să dai dovadă de seriozitate și de foarte multă răbdare. Tot această carte poate să-ți transmită și faptul că în această perioadă faci un drum pentru a rezolva ceva important legat de bani. În inima ta, cavalerul de băte, multe energii tinere, da. Se pare că ai chef de distracție, vrei să trăiești lucrurile din plin, o săptămână în care te aventurezi în tot felul de locuri. Cartea vorbește și despre acel moment când tu începi să vezi lucrurile într-un mod diferit, te simți atras de cineva, cineva se simte atras de tine. Poate să însemne și o întâlnire secretă sau o distracție la care tu participi, dar de care cumva știi numai tu. La baza manifestărilor tale, șase de spade, avem, care vorbește despre un drum, o călătorie pe care tu o poți face. Poate mergi într-o vacanță, poate te pregătești să mergi în vizită la cineva. Te pregătești aici pentru schimbări. În exteriorul tău avem regele de monede. Este o. o puternică legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar tot această carte vorbește despre o legătură foarte, foarte puternică cu o persoană pe care tu te poți baza. Este o persoană foarte serioasă, cineva care are niște idei foarte bine înrădăcinate acolo, cineva care gândește lucrurile încet, este o persoană organizată. Următoarea carte, Regina de Bâte, văd aici o eventuală rivală pentru unii dintre voi sau o persoană pe care nu o suportați. Cartea poate să mai însemne și cineva care crede în voi, dar văd aici foarte puternic o conexiune cu o persoană, dar cumva este o legătură mai secretă. Pentru unii Chiar discutăm aici despre o atracție foarte mare dintre tine și o anumită persoană. Nu știu, în zona prietenilor, familie, vecini. Pe aici e cineva care crede foarte mult în tine, cineva care are o speranță mare în ceea ce te privește. Ultima carte pentru tine, 7 de monede. 7 de monede care vorbește despre o așteptare. Este o persoană aici care stă, privește, așteaptă ceva anume. În plan profesional, simt o energie de încetinire cu 7 de monede și cu acest cavaler de monede. Cineva se mișcă greu, încet, sigur. Poate aștepți niște bani sau aștepți un răspuns. Alții, nu știu, parcă sunteți în concediu sau sunteți undeva anume. Acest blocaj sau această stare este mai mult ascunsă. Dacă ești într-o relație, veți simți ambii că ceva nu este în regulă, dar concret nu o să vă dați seama inițial despre ce este vorba. Dragii mei raci, acestea au fost previziunile generale pentru trecerea dintre ani. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la partea a doua, la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de un an cât mai frumos.